Citim din întâia scrisoare pe care Ioan, ucenicul iubirii, o trimite bisericilor. Deci, pagina în scriptură 1201, 1 Ioan 4:13. Cunoaștem sau știm, suntem convinși că rămânem în El, adică în Dumnezeu, și că El, Dumnezeu, rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său, din Duhul Sfânt. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel, se face că dragostea este desăvârșită sau perfectă în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește, alungă frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Amin. Tată care ești în ceruri, mulțumim că în seara aceasta suntem împreună, mulțumim pentru cântările de laudă, pentru familia Diaconu și pentru dăruirea lor în slujire. Mulțumim, Doamne, pentru dul de rugăciune pe care l-ai trimis peste biserică și pentru dragostea ce ne-a adunat în jurul cuvântului. Recunoaștem că suntem în prezența Ta pentru că avem nevoie de har mai mult. Ne recunoaștem limitele și avem nevoie să torni prin Duhul Sfânt în inimile noastre mai mult din dragostea Ta. Suntem conștienți că dragostea Ta încă n-a ajuns desăvârșită în noi, de aceea suntem aici. Dar noi suntem conștienți că încă nu reușim să iubim pe toți oamenii așa cum ne iubești Tu pe noi, de aceea Te rugăm în seara asta. Îngăduie Duhului Sfânt să înduplece voința noastră, să străpungă inimile noastre, să creeze în noi această dragoste de frați și de semeni și astfel să se vadă că suntem copiii Tăi, să opereze în noi Duhul Sfânt prin roada Lui și să genereze în această dragoste pentru semenii noștri. Mulțumim că vei face lucrul acesta pentru ca numele Tău să fie glorificat între noi. Amin. Luați locurile, vă rog. Sunt unele afirmații ale Scripturii pe care atunci când le citești, te răscolesc, te frământă, te tulbură. Știți de ce? Pentru că îți dai seama că nu faci ceea ce cuvântul îți descoperă. Este ca și cum stai în fața unui aparat care scoate la iveală defectele tale interioare sau ești expus unor analize medicale și îți dai seama că nu sunt bune analizele, că valorile iese din parametri și te tulbură și te întreb, ce să fac? Ce să fac să mi-aduc analizele în parametri? Că de asta ține sănătatea. Și e bine când citim Scriptura
Să ne lăsăm cercetați, investigați, analizați, descoperiți de Dumnezeu prin Duhul și să fim aduși în prezența Domnului Iisus Hristos și să opereze în noi sângele Domnului Iisus, iertarea și puterea Duhului Sfânt, restaurarea noastră. Dacă asta nu se întâmplă, degeaba citim, degeaba ne întâlnim. Și noi ne bucurăm și mereu discutăm cu colegii, cu frații din Consiliul Bisericii Betel și mulțumim Domnului că în Biserica Betel Duhul Sfânt ne-a învățat să predicăm Scripturile și nu altceva, pentru că în ultimă instanță ăsta este dreptarul învățăturii sănătoase și avem cuvântul ca să ne evalueze viața. Nu să ne arate cât de grozav suntem noi în pocăință, ci cât de defect suntem și luăm măsurile de rigoare. Pentru că înțelept este omul care atunci când se uită în tablou de analize și își dă seama că are probleme cu sănătatea, caută soluții. Așa facem când ne uităm în Scriptură. Și hai să ne uităm în seara asta mai atent la ce spune Duhul lui Dumnezeu în cuvântul pe care l-am citit. Și le luăm așa cu încetinitorul, da? Punem zoom-ul pe ele. Versetul 13, face o afirmație de boltă, da? Cunoaștem, adică avem convingerea, suntem conștienți, suntem convinși că rămânem în El, da? Și că El, Dumnezeu, rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Dacă veți fi atenți, în pasajul acesta, de patru ori, Duhul Sfânt prin Ioan vorbește despre rămânerea lui Dumnezeu în noi. De aceea, în seara asta, vreau să vorbim despre siguranța mântuirii noastre, sau garanția mântuirii noastre. De unde suntem noi siguri că suntem mântuiți? Și, de fapt, toată această epistolă a lui Ioan vine în ajutorul credincioșilor și este un instrument prin care ne putem evalua mântuirea. Putem vedea dacă suntem sau nu mântuiți și ce de făcut dacă nu suntem. Și dacă suntem, să ne bucurăm de mântuire și să ne bucurăm tremurând, să nu cădem din mântuire. De ce vorbim de siguranța mântuirii? Prima afirmație deja ne pune pe gânduri. În ce sens? Ne întrebăm oare, este în mine Duhul Sfânt? Dacă nu este în mine Duhul Sfânt, dacă nu locuiește în mine Duhul Sfânt, înseamnă că nici Dumnezeu Tatăl nu locuiește în mine și nici eu nu locuiesc în El. Da? Încă o dată, zice Ioan, cunoaștem că rămânem în Dumnezeu și că Dumnezeu rămâne în noi prin faptul că El ne-a dat din Duhul Sfânt, din Duhul Său. Acum, noi în mediile pentecostale pretindem că noi pentecostalii avem mai mult din Duhul Sfânt decât alte biserici. Sigur, carismatici încearcă să ne întreacă și ei pretind că la ei mai prezent Duhul Sfânt. Și uneori ne întrebăm și noi câteodată când ne uităm în oglinda Scripturii sau întreb soția sau soțul, oare, măi nevastă, oare locuiește în mine Duhul Sfânt? Pentru că hai să ne înțelegem, dacă nu locuiește Duhul Sfânt în cineva, Dumnezeu nu locuiește în persoana aceea. Și nici persoana aceea nu locuiește în Dumnezeu. Vă amintiți ce spune Apostolul Pavel când scrie bisericii din Corint? Și haideți să citim 1 Corinteni, când spune Pavel, și romanilor le spune, cine nu are Duhul lui Hristos, ce-i cu el dacă nu are Duhul lui Hristos? Nu e a lui, da? Romani 8 cu 9, nu 1 Corinteni, acolo spune altceva Pavel, nu intrăm în 1 Corinteni, Romani 8 cu 9, zice Pavel, voi însă nu mai sunteți pământești, ci dovnicești, căci Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă Dumnezeu locuiește în voi, da? E o condiție. Noi nu mai suntem pământești și dornicești dacă Dumnezeu locuiește în noi. Și apoi spune Pavel, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, sau Duhul Sfânt, e același lucru, da? Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Deci lucrurile nu sunt în ceață. E ori da, ori ba. Dacă Duhul lui Hristos nu este într-o persoană, nu e a lui Hristos. Dumnezeu nu locuiește în persoana aceea. Dar întrebarea cea mai importantă care?
A, de unde știu eu că Duhul lui Hristos locuiește în mine? De unde știu? De unde știu? Asta e marea întrebare care ne punem. De ce ne lăudăm noi că Duhul Sfânt locuiește mai prezent în noi decât în alții? Cum pot da seama că un om e plin de Duhul Sfânt? Când ne vorbim de plinătatea Duhului, de botezul în Duh, de împuternicirea Duhului și uneori ne jucăm cu afirmații teologice doar de dragul de a juca cu ele. Ioan nu-i complicat. Hai citim și versetul 12, pe care l-am discutat un pic data trecută. Dar 1 Ioan pare cu 12. Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nimeni. Nici măcar Moise, numai din spate. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Și dragostea Lui a ajuns desăvârșită, perfectă, în noi. Oare poate spune cineva în seara asta, că eu nu pot spune, că în mine dragostea Lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită? Nu pot spune asta. Întrebarea noastră e, de unde știm că Duhul Sfânt este în noi? Ca să știm dacă locuiește Dumnezeu în noi sau nu. Dacă rămâne în noi și noi în El. Păi uitați-vă, versetul 12 spune Ioan, că dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Și versetul 13 spune, noi cunoaștem că Dumnezeu rămâne în noi prin faptul că ne dă Duhul Sfânt, ne-a dat din Duhul Său. Și vorbeam cu frații aici înainte să înceapă, oare cum trebuie să înțeleg afirmația aceasta? Lasă versetul pe monitoare, nu le priți așa de pe, lăsați-le acolo, băieți. Duhul Sfânt din mine generează dragostea de frați sau dragostea de frați îl aduce pe Duhul Sfânt în mine? Oare ce ziceți? Pavel spune că roada Duhului este ce? Dragostea. Când Duhul Sfânt locuiește în noi, în mod logic, fără să face eforturi, Duhul Sfânt din noi generează în mod logic imediat dragostea. Pentru că Duhul Sfânt fiind Duhul lui Dumnezeu, am văzut că Dumnezeu este dragoste, vedem și mai imediat în textul nostru, pentru că Dumnezeu e dragoste, când locuiește în noi, prezența Duhului Sfânt în noi generează imediat iubirea de aproapele. Nu o să-l auziți pe Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii, vorbind despre darurile Duhului Sfânt. Nu că nu le-ar fi avut, dar Duhul Sfânt nu îl determină pe Ioan să scrie asta, îl determină pe Pavel, în alte contexte. Și Ioan, când vorbește despre garanția, siguranța mântuirii noastre, vorbește despre rămânerea lui Dumnezeu în noi, că dacă Dumnezeu rămâne în noi și noi în Dumnezeu, e clar, suntem mântuiți. Dar prezența lui Dumnezeu în noi și a noastră în Dumnezeu, această simbioză dintre noi și Dumnezeu, generează în noi Duhul Sfânt și Duhul Sfânt produce dragostea. Frați și surori, manifestarea cea mai vizibilă a Duhului Sfânt într-un credincios este iubirea, dragostea, față de cei din jur, începând cu cei din familie și terminând cu dușmanii, pe care nu și-i dorește el. Îi are nu din cauza lui, ci din cauza celor care nu-l suportă. Hai citim mai departe în text. Zice Ioan, și noi am văzut și noi mărturisim pe Tatăl, că Tatăl a trimis pe Fiul. Deci noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, pe Hristos, ca să fie Mântuitorul lumii. Ioan, sigur, l-a văzut pe Hristos, așa și începe epistola. L-a văzut cu ochii aceștia,
pe Mântuitorul, așa-i? Zice, noi am văzut, noi mărturisim, era apostol, că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Și atenție mare acum. Cineva mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne în El. Ați remarcat? Versetul 12 spune că dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Versetul 13 spune, știm că Dumnezeu rămâne în noi și noi în El, pentru că ne dă Duhul Sfânt. Și acum în versetul 15 spune, cineva mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El. Nu acum, când rămâne Dumnezeu în mine? Când iubesc pe frați? Sau când mărturisesc că Iisus e Fiul lui Dumnezeu? Păi și într-un caz și în altul. Pentru că nu pot mărturisi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu decât prin Duhul. Asta spune în 1 Corinteni. Nimeni nu poate zice că Iisus este Domnul decât prin Duhul, prin Duhul Sfânt care este în credincios, așa-i? Și atenție. Și noi am cunoscut, zice Ioan, și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dar în ce sens au crezut dragostea asta de Dumnezeu? Păi, concretizată în sacrificarea Domnului Iisus pentru ei. Deci, în sensul ăsta spune, Ioan, noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este în esență dragoste. Și atenție! Și cine rămâne în dragoste, pentru Dumnezeu e dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Deci, când vorbim de siguranța mântuirii, vorbim de un credincios, bărbat sau femeie, în care Duhul Sfânt aduce dragostea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu rămâne în persoana aceea și persoana aceea rămâne în Dumnezeu. Este o îmbinare, o simbioză, așa se numește, da? Această conviețuire a credinciosului cu Dumnezeu și a Dumnezeu cu credinciosul. Unul în altul. E o întrepătrundere. Și merge până acolo încât Ioan spune, versetul 17, cum este El, Dumnezeu. Așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem de plină cât de ziua și de căți. Nu acum. În momentul în care Duhul Sfânt coboară în noi și ne convinge că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi în Hristos pentru că L-a zdrobit în suferință pentru noi, această convingere interioară adusă în noi de Duhul lui Dumnezeu generează dragoste pentru semeni. Și mă doare, frați și surori, când noi încercăm să ne convingem unii pe alții cât de mult iubim noi, nu trebuie să ne convingem. Nu trebuie să convingi pe cineva că îl iubești. Dragostea efectiv se manifestă fără eforturi. Și când Scriptura vorbește despre dragostea aceasta față de frați și de semeni, nu se referă neapărat la o dragoste sentimentală, ci la o dragoste activă care te face să te implici în nevoile, în suferințele celui de lângă tine. Când îl înțelegi, când te identifici cu durerea lui, când empatizezi cu el, când te pui în locul lui, când te pui în situația lui, când încerci să trăiești drama pe care o trăiește, când te doare durerea fratelui tău sau surorii tale. Da? De ce spune aici Ioan că în dragoste nu este frică și că ne avem de plină încredere în ziua judecății? În ce sens? Păi un credincios, adică o persoană în care rămâne Dumnezeu și credinciosul în Dumnezeu, pentru că are Duhului care se manifestă prin iubirea de semeni, credinciosul ăsta n-are emoții, nu trebuie că vine ziua judecății și Dumnezeu îl trage la socoteală. În ziua asta, dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește lungă frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. E vorba de această dragoste a lui Dumnezeu, care se manifestă în iubirea de semeni și care e o garanție că în ziua judecății Dumnezeu ne este binevoitor. Nu pentru că suntem buni și am făcut noi ceva, ci pentru că, efectiv, Dumnezeu este, rămâne în noi și noi în Dumnezeu. Haideți un pic înapoi în Romani, în capitolul 8, și apoi să mergem un pic în Ioan 15, scurt, nu stăm mult nici într-un pasaj din acestea. Romani, capitolul 8.
Versetul 9 îl recitim și mergem până la 11. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, cu condiția dacă Duhul Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este Lui. Și acum atenție. Și dacă Hristos este în voi, rămâne în voi, da, trupul vostru, biologic vorbind, da, e supus morții din picina păcatului, dar Duhul vostru este viu din picina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va avea și trupurile voastre muritoare din picina Duhului Său care locuiește în voi. Nu din picina faptelor noastre bune, ci din picina prezenței Duhului Sfânt în noi, care rodește dragostea de semeni, nu de Dumnezeu. De semeni. Costică pomenea ultimele două versete din textul nostru, că dacă ne lăudăm că iubim pe Dumnezeu mai mult decât alții, dar îi urâm pe frați, suntem niște mincinoși. Și frați și surori, zilele aceștia, lumea evanghelică, în special pentecostală, e bulversată de ceea ce se întâmplă. Oameni care pretind că sunt plini de Duh și au făcut prostii care șochează. Și te întrebi unde a fost Duhul Sfânt? Unde a fost prorocea? Cercurile în care se învârteau. De ce au descoperit nimic? Păi nu a fost Duhul Sfânt, frate și surori. Nu se poate să ai Duhul lui Dumnezeu să nu iubești. Nu se poate. Nu se poate. Nu există nicio explicație. Haideți acum în Ioan 15 și apoi vom încheia câteva minute. Citim afirmația Mântuitorului care este extrem de importantă pe subiectul pe care Ioan îl tratează în epistola lui, vorbind de siguranță mântuirii. Da, Ioan 15:1. Spune Hristos așa: Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță sau lăstar, da, care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curăță ca să ducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați, se spune la ucenici, din picina cuvântului pe care vi l-am spus. Și atenție, rămâneți în mine. Și eu voi rămâne în voi, după cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță. Tot așa, nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, spune Hristos. Voi sunteți mădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aceeași idee din Ioan a văzut, aduce mult rod. Căci despărțiți, detașați de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, e aruncat afară ca mădiță neroditoare și se uscă. Apoi mădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine... Și au zis, dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Deci ce înseamnă că Dumnezeu rămâne în noi sau că Hristos rămâne în noi? Ce înseamnă această rămânere a Dumnezeirii într-un om? Ce înseamnă? Înseamnă că acest cuvânt rămâne în noi. Ia auziți, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cuvântul ăsta generează rod. Dacă duceți multă roadă, prin aceasta Tatăl va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. I-au zis, rămâneți. În ce? În dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, i-au zis, veți rămâne în dragostea mea. Sau în mine, am putea spune. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Frați și surori, noi nu putem rămâne în Dumnezeu și El în noi dacă noi nu păzim cuvântul, dacă nu suntem interesați de cuvântul Lui, dacă nu-L asimilăm, dacă nu medităm asupra Lui, dacă nu-L memorăm. Și rugă aici o aplicație practică, ne bucurăm de grupul de cititori ai Bibliei și vreau să lansez o provocare pentru voi. Am mai spus-o și privat, așa, când m-a sunat cineva din grupul de cititori. Când citim, dragii mei, capitolul zilei, hai să ne facem timp să scriem și un verset. Și eu vă spun cum fac, Catena spune, mă, da, dă copy-paste de pe telefon. Zic, nu. Vreau să scriu eu versetul ăla, literă cu literă, unde ori mai greșesc câte literă. Vreau să scriu versetul ăla să-mi intre mai bine în cap, da.
Nu facem competiție când citim acel capitol într-o zi, ci vrem să asimilăm cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că aia înseamnă ca Dumnezeu să rămână prin Duhul în noi, să rămână cuvântul lui în noi. Dar aia înseamnă rămânerea lui Dumnezeu. Dacă suntem în Ioan, hai să ne uităm în capitolul 14, în Ioan, versetul 21. Ioan 14:21. Zice Hristos așa: cine are poruncile, cuvântul, da, poruncile mele, și le păzește, acela mă iubește, și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. I-au zis, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Și versetul 23, drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, bărbat sau femeie, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cunoaștem că Dumnezeu rămâne în noi și noi în el, prin faptul că ne dă Duhul Sfânt. Dar când rămâne în mine Dumnezeu? Păi când îl iubesc pe Hristos, când iubesc cuvântul lui, când păzesc cuvântul lui, Hristos și cu Tatăl vin și locuiesc la mine, în inima mea, în inima ta, rămân în mine, Dumnezeu rămâne în mine. Nu când vorbesc în limbi știu că Dumnezeu rămâne în mine. E bine să vorbesc dacă Dumnezeu îmi dă darul ăsta, nu eu suveran peste daruri. Nu-i vorba de daruri aici. E vorba de rodire, frați și surori. Hristos vorbește de rodire. Și dacă un credincios nu rodește, înseamnă că nu în el Hristos, nu în el Tata, și nici el nu în Tata și în Fiul, și că nu are Duhul în el, are alte duhuri. Să ne păzească Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem în Ioan și vom încheia imediat. Dacă zice cineva, și 20, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele sau pe sora, e mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate iubi pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Păi frații și surori le poartă chipul lui Dumnezeu pe ei. Și dacă nu iubești pe frații și pe surori, care sunt o oglindire a chipului Dumnezeu, a feței Domnului, cum pot pretinde că iubești pe Dumnezeu? Adică eu nu iubesc pe cei pe care Dumnezeu i-a creat și sunt copiii Lui, dar pretind că iubești pe Tatăl acestor copii, sunt mincinos. Și încheie Ioan această pledoarie și ne încurajează să ne agățăm de această siguranță în mântuire, zicând, și aceasta e porunca pe care o avem de la El. A zis poruncă. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Dar cum am ajuns noi să-L iubim pe Dumnezeu? Știți cum? Versetul 19. Noi îl iubim. De ce? Pentru că El ne-a iubit întâi. Și dragostea Lui pentru noi, pe vremea când eram dușman cu El, niște mizerabili, dragostea aceasta care a fost surnată prin Duhul inima noastră ne determină să-L iubim și pe El și iubim și copiii Lui și pe cei care încă nu sunt copiii Lui, dar pot deveni prin modul nostru de viețuire. Și noi în anul 2024 nu știm cât vom parcurge din El, Domnul știe, ne-am dorit să-L parcurgem toți și întreg anul. Ne-am propus să fim ca biserică locală o mărturie în orașul acesta. Nu prin felul în care vom cânta, nu prin excelența în serviciile religioase, în slujbele religioase, nu. Uitam la familia diaconu. Nu și-au propus să fie celebri în a cânta, ci cu inimă bună. Uitați-vă la copilul aia mică, Daria, uitați-vă, știe și ea. Prima, zice, Marin, fii atent, e prima la microfon, cu râvnă, nu să fie celebră, nu știu ce celebritate, dar vrea să cânte și ea, să facă ceva. Cât har, câtă bucurie, ce se bucură tata din cer? Nu să zic că vezi că nu ține bine microfonul, vezi că e fals. Nu! Orice părinte se bucură când vede cum copiii încearcă să facă ceva, chiar de când o lese și îi laudă. Tați și surori,
ne-am propus ca biserică locală să fim mărturie. Nu că ne propunem să cântăm mai bine ca alții, că nu o să reușim și o să fim dezamăgiți. Nu că o să predicăm mai bine ca alții, că nu o să reușim și o să fim dezamăgiți. Nu că o să fim mai mulți ca alții, că nu o să reușim. Nu. Ne propunem să fim mărturie în orașul acesta, iubindu-ne mai mult, mai cald unii pe alții și iubind cu mai mare căldură, cum spune Petru, fierbinte pe semenii noștri. Prin ceea ce facem, să încercăm să arătăm că cel ce este în noi, în esență, e dragoste. Și dacă Dumnezeu rămâne în cineva, nu poate să împiedice dragostea lui Dumnezeu să se reverse în jur. Pentru care Dumnezeu rămâne în noi, dragostea se vede în casă, cum te poți cu soția, soțul, cu copilul, cu părintele, cu colegii la școală, apoi în biserică, în grupul în care ești. Izvorăște din Dumnezeu dragostea pentru semn și asta ne dorim. De-aia place dar mult o cântare care spune, dar în cele cerești, ești cât? Atât cât iubești. Și hai să recunoaștem că într-o lume a urii, într-o lume a invidiei, într-o lume a războaielor, într-o lume a competiției necinstite, oamenii au nevoie de dragoste. Pentru că a fi iubit este mai de preț decât argintul și aurul, spune, cred, Proverbe 22, poți să pui, Proverbe 22:1. Nu a iubi, a fi iubit, toți avem nevoie de dragoste. Până și animalele de companie au nevoie de dragoste. Dar, uite, omul care e purtător chipul lui Dumnezeu, cum să n-aibă nevoie de dragoste, de afecțiunea semenilor? Domnul să ne ajute să acceptăm această provocare a Duhului Sfânt și să lăsăm pe Dumnezeu să rodească prin noi dragostea de semeni și prin dragostea lui Dumnezeu revărsată prin noi sala aceasta să se umple de oameni care să se simtă iubiți și care să dorească să iubească pe alții. Amin? Doamne ajută!